dacă așa un comunicat sec, dar nu e vorba de cifre, e vorba de ordine de mărime. Impactul se deduce. În județul Timiș au intrat în 32 de comune, 128 de calculatoare, adică 4 calculatoare per bibliotecă comunală și în urma unui astfel de succes, ca să zic așa, biblioteca comunală putea veni și o cacofonie legiferată ca Biserica Catolică și altele, adică schimbă oarecum statutul locului. În bibliotecile orășenești, 28 de calculatoare pus încă 10 la rugă și 38. În filiale și secții bibliotecii județene Timiș, adică aici în Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș fiind într-un fel, în primul rând, bibliotecă municipală, că deservește municipiul cu carte, 44 de calculatoare, astea toate sunt calculatoare pentru public, cu acces direct al publicului la ele, și 11 laptopuri care se folosesc în alt circuit. Totalul valoric înseamnă așa, 1.277.935,62 de RON. Suma vorbește de la sine, vă dați seama însă dincolo de asta ce înseamnă, că asta o să și discutăm, ce înseamnă într-o bibliotecă comunală să intre calculatoare, unde merg oameni și își caută joburi pe internet și găsesc. Și toată experiența asta cu căutătorii de povești via Biblionet arată de fapt poveștile de care nu stau în raftul într-o bibliotecă, poveștile bibliotecarii. Sens în care, așa, într-o ordine și într-o formă liberă, chiar v-aș ruga să ne spuneți, cu ce ați rămas, ca să folosesc o experiență practică, în flash-ul, în experiență concretă. Eu întreb. Mai multe povești din biblioteci, dar nu le-am trăit așa de aproape ca domnul Paraschivescu. Ok. Domnul Paraschivescu, o sună bună seara. Vă mulțumesc că ați îndurat primul și cer scuze pentru mica întârziere. Suntem la timp. Experiențe au fost câteva. Înainte de asta, cred că a trebuit să procedăm ca la Oscar cu mulțumiri. Și anume, Irexului, pentru că prin el se desfășoară proiectul ăsta. Deci mie proiectul bun care mi-s clar, mă cristează enorm, dar nu găsesc sinonim acum. Să zicem experiența asta a creierului de biblioteci. Să mulțumesc, evident, Galben Astor, domnul Tudor Crețu, că ne adăpostește aici. Să-i mulțumesc... Și noi vă mulțumesc că vă adăpostim calculatoare. Da, știi! Aia e cea mai mare. Mulțumesc doamnei Nicoleta Vasi, care m-a întâlnit data trecută la formă primare. Evident, celor doi bibliotecari prezenți aici și care figurează și în cartea pe care o să o vedeți la un moment dat. Știți că nu e fantasmă, chiar apare. E vorba de Adriana Weimer de la Lugos și de Sergiu Șoica de la formă primare. E oameni despre care poate vorbim ceva mai mult. Și, evident, coordonatorului regional al Direcțiunii de Andrei Crăciun, nu știu de ce mă filmezi, când vorbesc despre tine. Iar dacă o să vedeți o vietate frecând pereții, scandalizându-vă, dislocându-vă, făcându-vă poze contra voinței dumneavoastră, știți că este un bine mic, care este personaj în cartea aceasta și care m-a însuțit nu doar pe mine, dar pe mine cel mai mult. Și care îi mulțumesc că mi-a suportat practice termice, de calendar, de agendă, de muzică. Săracul m-a văzut țara în urmă și în lat cu muzica mea la stilul cu experiență la linie. Bun, terminate mulțumirile și acum nu știu. Mai sunt vreo 2-3 care nu le-am mulțumit. Patricia Mihail de la Dilema Veche este și aici și coordonează un dosar care va apărea în Dilema Veche, cred, Patricia, pe 20 decembrie. Nu ratați. Experiențele au început cu o traumă pentru mine și probabil că experiența care debutează prost e cea care te așează bine pe parcurs. Trauma se poate vedea în afișele astea în care au fost postumate în da, care nu au fost. Da, chiar se poate da, acolo în spate aveți superlativul relativ al ororii, este superlativul absolut.
Eu nici la anunț și am avut câteva, n-am participat în postumația asta. Organizatorii, parte dintre ei, cei doar încă nu le-am mulțumit, GNV-uri, The Self, sunt cei pe aici, cei de acolo, Matei, undeva în spate, sau, au venit cu această idee creață și profund nesănătoasă pentru mine, de a mă echipa în toiul veric, în ținut asta care combină într-un fel recuzita unui șef de sală ca unui ciocru la un cimitir elevat, unde se mai spun și poezii, înainte de îngropăciune. Asta a fost, într-adevăr, un fopa care m-a dat un pic înapoi și m-a făcut să mă întreb ce urmează, dacă așa începem, ce mă așteaptă mai încolo. Mai încolo m-a așteptat ceea ce era firesc să se întâmple. Adică o confruntare cu propriile prejudecăți și cu propriile idei mestecate de alții și preluate de mine în decâtă inerție, dacă nu cumva în decâtă inerție, mai degrabă. Și un drum în zigzag prin diverse zone ale țării. Spre deosebire de colegii mei de căutare, ceva mai șmecher decât mine, deși mai tineri, sau poate tocmai de aceea, spre deosebire de Irina Procurarul Vlad Petreanu și Cătălin Ștefănescu, eu i-am lăsat organizator să-mi facă ei traseul. Și proastă ideea am avut, pe de-o parte, pe de altă parte, bună ideea am avut, pentru că am ajuns în locuri în care altfel n-aș fi ajuns, nu le-aș fi ales, pentru simplu motiv că n-aș fi știut că există. Și dacă într-o bibliotecă județeană te aștept să găsești lucruri foarte ok, te aștept să vezi oameni cu dragoste de carte și de-o parte și de alta, și cei care intră ca utilizator și cei care se află la dispoziția lor, în creierii munților, într-un fund de țară, într-o localitate pe care nu o poți lingui nici măcar cu GPS-ul, surpriza e cu atât mai mare. Pentru că acolo găsești exact ceea ce găsești și la București, numai că e mai zgomot și poluare mai mult. Găsești niște oameni care și-au schimbat rostul și care, odată cu schimbarea rostului lor, au produs coticuri, schimbări, în rostul celor din. De ce? Pentru că înainte, bibliotecarul era privit, nu chiorâși, dar cu anume îngăduință, o doză de compătimire, de empatie, de ridicare din umeri a pagubă. Ce ești tu, bibliotecar? O, da. Da. Mai nașpa, ca să ne spunem ca la timpul scriitor și bibliotecă, trebuie să-ți fie tot. Mult, 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 da. Motiv pentru care, când bibliotecarii au făcut grevă la un moment dat, toată țara a râs. Cu singura grevă la care stai, uite și păști, ăsta a fost rea. Ce fac? Stau, sigur, înghitrat, în principiu, nu fac altceva, sunt la umbra tocului, dau câte o cafea, citesc ziarul, vârfesc cu colegii și la un moment dat pleacă. Pentru așa ceva primesc bani în loc să pleacă. Și cam asta era optica, da? E, optica a virat, evident, și a virat prin ceea ce fac acești oameni, de fapt. Pentru că oamenii ăștia nu mai pun la dispoziție cărți. Nu mai fac lucruri, fac mult mai multe. Suflul comunităților e al pulsurilor. În primul rând, aceste comunități, mai ales cele retrase, au puls. Ceea ce nu prea se întâmplă mai. Și la bibliotecă nu mai vii doar ca la farmacie. E o farmacie de cărți, că mâine avem la istorie și ne trebuie. Dacă trece junghiul de la istorie, nu ne mai vine biblioteca doia. Biblioteca a devenit un centru de iradiere a informațiilor, mai performant decât înainte, pentru că vestrea tehnologică s-a schimbat. Dar a devenit și altceva. A devenit, și am mai spus lucrul ăsta, refugiu. E foarte greu să-ți imaginezi, din pihna unei familii ok, în bună regulă, că există oameni, copii, care vin la bibliotecă pentru a scăpa de acasă. Asta se vede. Deci am trăit așa ceva. Nu cred că sunt singurul care a trăit așa ceva. Dar am trăit un județul grand. Unde bibliotecarul a devenit un fel de mamă de adăpost. Care s-a ocupat un copil, un copil strigonit acasă, un copil într-o familie de veșmetici, care l-a lăsat la voia întâmplării și care a crescut în bibliotecă. Și a început să citească tot în bibliotecă. Și venea la bibliotecă cu tot drag. Ceea ce în domnul spre casă nu se întâmpla niciodată. Și am văzut biblioteci care, și asta m-a bucurat foarte mult, care
fac abstracție de oameni de așa zisa titulatură de om periferic. Așa ceva nu există. Sau mă rog, există, dar există în judecățile noastre frate. În judecățile bune ale acestor oameni, ei sunt la un loc cu ceilalți. Am fost în județul Vâlcean, Frâncești. Într-o bibliotecă, unde, într-un colț, subzista o creatură care avea toate datele unui avrocat. Și care era tratată absolut la fel ca tot oamenii de acolo. Dacă te uitai la acel om, îi dădeai seama că nu era mai. Bibliotecarul însă, care avea și o licență în psihologie, pe care nu sunt plător, s-a comportat și se comportă zi de zi cu acel om, la fel cum se comportă cu familia. Am văzut locuri în Capita Bogastra, în care oameni fără nimic pe lume, deci oameni care nu aveau după ce gafă la profil, și care trăiau din experiențe, muncind azi la cineva în curte, trăind lemne a doua zi, dormind vara sub cerul liber, când era mai convenabil, iarna pe un frig masiv. Ne-am văzut venind cu sfințenii în fiecare zi. Nu erau deprinși cu calculatoare și cu alte dispozitive de genul ăsta, dar veneam și luau cărți și le aduceau înapoi și își făceau o lume a lor. Pentru că nu fuseseră la școală, că n-au fuseseră. Și recuperau acum, învățând geografie, învățând istorie, configurându-și niște lumi despre care poate că auziseră pe alții povestind, pentru că radio n-aveau, televizor n-aveau, de altceva nici nu putea fi văzut. Și am văzut copii, unii dintre ei domesticiți, dar nu cu otosbirul, nu cu halatitul, ci cu vorba bună și cu stârnirea acestei glande a curiozității, care, dacă e acționat așa cum trebuie, produce rezultate. Și am văzut și la Lugos, și am văzut și la Spomboșul Mare, și am văzut peste tot unde un copil nu înseamnă doar o sursă de stres. Înseamnă, în primul rând, altceva. Da? Devin o sursă de stres dacă nu știți te poți. Cam asta am făcut. Și așa s-au strâns cam 50 de povești, unele patetice, da, altele vesele, rumene, ok, altele care, dar pur și simplu îți fac cunoștință cu niște oameni, așa cum poate că noi nu i-am citit până acum. Și asta s-a întâmplat cu toți. Și cu Irina Păturaru, care a ales zona Moldovei, ea fiind din Moldova, și a avut și o poveste despre Biblioteca Municipală din București. Și cu Cătălin Ștefănescu, care a avut câteva surprize. El a prins traseul cu surprize, care a fost fericit. I s-au garantat 100% niște întâmplări. Printre care o conversație cu un șofer lui primar, iar șoferul ăla a început să se explice la un moment dat care sunt greșelile din gândirea Gudici. După primele două fraze, Cătălin a îmbobocit o grijă profundă. Condiția lui mentală. Și există discuții de aici. În care am stupărat, trebuie un om de asta să cheme nimicul. Adică de ce să-l chem numai pe... N-ai de-o chem, nu știu, să fă nici ce, nu mai ai chemat. Tot Cătălin Bunetul de el a mai dat la un moment dat peste un cetățean, fumător înrăit, pe care îl trimisese zăpada la el acasă, în condiții de blocadă totală. Omul avea spaișul plin, aici de burtă, să grijise din timp, ca tot omul gospodar. Dar avea țigări. Dar el nu-și cumpăra țigări, le făcea. Însă nu avea hârtie. Și atunci, într-o bună parte a celei ieri, a fumat volumul unui insomn. Angajându-se să recupereze când dă firul ieri, să restituie bibliotecii cu autografe. Doar și cu pachet de țigări. Cam așa a arătat toată povestea asta. Dușmanii mei au fost doi la număr. Unul e aici, este fratul ăsta, mai băuti, tot cu jocuri, și am spus, o să spun de fiecare dată, dacă am șef de sală, mulțumesc celui care a avut ideea, care intrau pe client dacă au rezervare. Ăla a fost primul și cel mai blând dintre inamici, celălalt a fost canicul. Așa cum Cătălin Ștefănescu e un animal de terasă, așa se recomandă, eu sunt un animal de frig, de zonă rece. Deci sunt năstupat. Și în momentul în care mă pui să mă plimb și constat pe propria piele că maxima zilei se deplasează în funcție de traseul meu de la o bibliotecă în alta,
încep să cred că e o conspirație. Dar m-au ajutat personajele, m-au ajutat companionii pe drum, gândul ăsta frumos va rămâne până la urmă într-o carte. Și nu e doar un gând frumos, pentru că numai cu gândul frumos să nu faci nimic. Așa cum Cristina o să vă spun, Fundația Bill & Melinda Gates a pompat 27 milioane de dolari în această activitate, peste 27 de milioane de dolari, fără să ceară ceva în schimb, abia asta e toată sucesul. Deci nu au vrut, nu știu, nu au lucrat. Pur și simplu au venit și au făcut treaba, s-au pus pe picioare ceva care va continua, pentru că important este că lucrurile nu se vor opri aici. Da? Asta este începutul. Cartea asta este, pe de-o parte, dovada că există o nouă condiție a bibliotecii ca utilizată în bibliotecă. Că, pe de altă parte, este, dacă vreți, o formă de reverență pentru cei care au făcut posibilă toată demonstrația asta. Dar după ce se termină, după ce se trage linie acestui proiect, categoric efectele se vor simți ani și decenii de acum încolo și cred că ăsta e mare de punct câștigat. Gat! Vă vreau să fac o profundă dată. Da, mulțumesc frumos, sperăm să te menținem. Noi sperăm să fie sădite semințele acolo și să înceapă să crească din ce în ce mai puternice și mai bogate. O să revin un pic la programul Biblionet, dar foarte pe scurt, pentru că deja probabil știți și domnul Crețu deja a spus despre ce se întâmplă în Timișoara. Eu aș vrea să vă spun doar atât. Cum ar fi acum să citim pe toate județele? Ceea ce vreau să vă spun este că noi ne propusesem să fie incluse în program până la sfârșitul programului 2000 de biblioteci publice, datorită în mod special bibliotecarilor și autorităților publice care i-au susținut. 2000 de biblioteci publice sunt deja de anlă. Deci e deja mai mult decât ne propusesem. La sfârșitul anului trecut, toate județele din România erau incluse în program, cu mai multe sau mai puține biblioteci. Și atunci ne-am dat seama, adică am început să primim din ce în ce mai multe informații despre ce se întâmplă în biblioteci. Și auzeam de tot soiul de povești minunate, de cum se schimbă viața comunităților și viața oamenilor prin revigorarea bibliotecilor. Faptul că a pune 4 computere într-o bibliotecă, te gândești că nu-i mare lucru. Însă în mediul rural lucrurile astea au dat un suflu nou, odată bibliotecarilor, în mod special, pentru că marea majoritate sunteți doamne. Și am început să primim tot felul de povești minunate și ne-am dat seama că foarte puțină lume știe. Și ne-am mai dat seama de un lucru, ne-am dat seama că era destul de greu să scoatem poveștile de la dumneavoastră, de la bibliotecă, pentru că le considerați ca fiind ceva normal, ca fiind, mă rog, așa, o modestie din asta foarte, foarte adâncă, rădăcinată. N-am de ce să mă laud, sunt chestii normale în comunitatea mea și cred că așa e, sunt lucruri normale, însă sunt minunate și lumea știa foarte puțin despre ele și atunci a apărut această idee a campaniei Căutătorii de Povești cu ajutorul prietenilor noștri de la GLPPR și de la The Cell. Așa am reușit să-i atragem în această aventură și pe cei 4 scriitori cărora le mulțumim încă o dată că s-au lăsat atrași în această aventură. Campania a început în martie anul acesta și cei 4 scriitori au umblat prin 60 de localități timp de 10 săptămâni și au ieșit 50 de povești minunate, care sunt adunate în cartea Căutătorii de Povești. Este disponibilă pentru a fi descărcată gratuit de pe site-ul căutătorii de povești.ro.
A fost lansat și în format tipărit la Târgul Gaudeamus, de acum o săptămână, două, deja, una, două, așa. Va fi disponibil în format tipărit în toate bibliotecile din program și în librăriile Humanitas și Cărturești. Ea cuprinde toate poveștile astea minunate care dovedesc, de fapt, o bibliotecă care devine sufletul comunității. Și dovedesc că biblioteca e mai mult decât carte, e mai mult decât un bibliotecar sau mai mulți bibliotecari, are suflet. Și are suflet pentru comunitate și între comunitate. Vreau să mulțumesc și eu, că, na, ca la asta, nu facem chestia asta. Vreau să mulțumesc delegatelor noastre din această seară, în numele echipei AIREX, să îi felicit pentru ceea ce fac în biblioteci și, bineînțeles, pe toți bibliotecarii din sală pentru ceea ce fac în această zonă. Și acum noi suntem da, se întâmplă lucruri minunate și e bine ca ele să fie recunoscute în ca atare. Vreau să mulțumesc bibliotecarilor, în mod special, pentru că programul ăsta n-ar fi avut niciun Dumnezeu, ca să zic așa, fără oamenii care au pus umărul alături de noi la a face programul ăsta să meargă și până la urmă la aș face treaba din ce în ce mai, din ce în ce mai bine. Și noi sperăm că reușim să dăm mai departe lumii, să arătăm mai departe comunității largi, că se întâmplă lucruri minunate în bibliotecă, că biblioteca se schimbă, că biblioteca este în continuare relevantă pentru comunitate. Să faceți absolut tot ce trebuie făcut pe calculator. Dar era frică să pornească pe calculator.
acolo. Deci era o altă lume pentru ei, dar atât de dornici de a învăța, de a fi în pas cu vremurile. Extraordinar. Eu am urmat unii copii și sunt și asta m-a mai emoționat de-a dreptul. Sunt copii atât de săraci, încât nu, exact cum zicea Radu, nu au acasă nici măcar radio. Au acasă, unii și din religios, dar nu intrăm în amănântul acesta, nu au voie să aibă un ziar, o revistă, ceva în casă. Și sunt disperați pentru că își dau seama că sunt în urmă cu vremurile și sunt copii și la un moment dat, la un loc de muncă, îi se va cere minimum cunoștințe de calculator. I-am întâlnit cu cei sunt din zilnic, am, de exemplu, zilele acestea am avut peste 50 de copii. Îi las de-a două ore, în timpul care au venit foarte mulți în această perioadă să-și facă referate. Măi copii, eu nu că nu vreau să vă fac, vă fac, dar hai să vă învăț Word. Este așa ceva simplu. Ce se întâmplă într-un program Word? Nu fac la școală, din păcate. I-am învățat nu numai să-și ia datele de acolo, ci să le pune într-un document și să le listeze. Culmea, că se învață să scrii doar așa, într-o epocă în care ar trebui să se învețe să scrii și pe calculator, inclusiv la școală. Deci sunt comunități în care este un fel de realfabetizare informatică. Aproape. Da, îi întreb, știți, nu ce este asta, ce problemă, nu știu. Știu locul, știu, alte lucruri. Ce interesant, scuzați, în care, nu știu, aproape 50%, dacă nu peste, e rural, așezare rurală. De la nivel de țară, așa ca ordin de mărime, cam în câte comune a intrat cu ocazia asta știința și tehnica? Păi, majoritatea, peste 80% sunt comune. Între cele două minte. Deci, e clar. A fost și este interesant bitrunetul acesta. Vreau să punctez câteva aspecte. Au venit copii la Comnoș în clasele 1-8. Au fost impresionați, nu au fost impresionați. La un moment dat au venit copii mai mari de clasa 8. Da? Ei au fost impresionați că pentru prima dată au văzut softuri originale și zice, nu se poate, zice, chiar așa, zice, bă, dar voi sunteți bogați, adică, acum, cum se întâmplă? Și ei au avut și un respect foarte mare. Într-o seară au venit să joace Counter-Strike și au observat că tot e cu original și de aia, zice, bă, e prea tare, adică nu se poate. Hai să dăm aport. Na, și nu, ori stat cât ori stat și nu ori mai jucat Counter-Strike, efectiv se uitau ce înseamnă Windows, ce înseamnă Office, ce înseamnă dacă n-ai curent, că scotea din priză, mergea și da. Și astea au fost lucruri care au fost foarte marcante pentru tineri, ca să vadă că, uite, totuși există și cum se mișcă și nu. Erau și la informatică, la liceu, la gimnaziu și așa mai departe. Dar chestia remarcabilă a fost că eu am folosit extrem de mult, nu calculatoare, ci videoproiectorul. Și ca să am succes, în primă fază, l-am folosit la Căminul de Bătrâni. Ca o paranteză, în Comnoș este un cămin de pensionare cu aproximativ 100 de persoane. Și am zis, gata, mergem luni, de la 10, punem film. Eram sigur că avem spectatori, pentru că sunt bătrâni, n-au ce face, asta este. Am dat ce film vor, bineînțeles că n-au nimic. Nu știa ce să zică. Și pentru prima dată am pus pistruiatul, cred că primul sau care. Hai să nu te cu subtitrare, să nu se obosească, e un film foarte uzat, îl știu. Nu știu ce, după film am avut la șef, adică la prima, o prima reclamație. Zice, băi, zice, l-a trimis pe ăla de la bibliotecă și l-a pus un film în care pe băiatul ăla din film l-a nenorocit din bătaie. Și să faceți ceva. Păi câine îl cheamă clar. Deci, bine, a zis, bine, o să facem. Bine, tura viitoare să pune Veronica, doar că duce bateria. Asta a fost o chestie, demersul ăsta a mers, a fost ziua pensionarului în octombrie și nu știu ce zi a fost și am zis că facem chef. Efectiv am mers.
facem chef, asta este. Cei din instituție au cumpărat flori și prăjituri și am venit tot cu videoproiectorul și cu cablul de internet și am zis orice melodie doriți, eu aia acum, dansați și așa mai departe. Am început să nu s-or lăsa, dar după câteva minute am început cu tot felul de nume de muzicanți populari, dar bineînțeles că YouTube la un moment a fost scăparea noastră. Chef a durat, a fost și Nicoleta, au dansat, eu cu Alina am fugit, nu mai găsăm pe acolo. Dar chestia remarcabilă, când a venit domnul Parasilescu, i-am zis, bă, vine Radu Parasilescu la noi acum. Deci, bă, nu se poate, ăla-i de la Poli, cum să vină la noi la Comuș? E, vine, asta e. Păi, vine să vadă fotbal, sau ce se întâmplă? Că noi am pus meciul, am pus Liga Campionilor, finala, și meciurile campionatului european. Și s-a uitat la bibliotecă? Nu s-a uitat la bibliotecă, s-a uitat în afară, pe stradă, pentru că m-au făcut un ecran din pânză albă de 25 de metri pătrați și l-am pus pe peretele bibliotecii și seara a fost excelent, că începea la 10, era și răcoare și se și întuneca, pentru că dacă era ziua nu prea se vedea. Și ne-am uitat la meciul. Când a venit domnul Radu, chiar un tip și, dacă vă amintiți, a intrat în bibliotecă, adică să-l văd. Nu credea ce asta a fost. A intrat și a zis că afară este lună, dacă vă amintiți. Ăsta era pretextul. Într-adevăr, atunci a fost presiuni că femeile druckerilor, ca să zic așa, au vrut film, să vadă un film. Și atunci juca Ucraina, se pare, cu Anglia. Mi-a zis, bine, film, dacă știam că Pixul sau Condeu sau Conveț este destul de acid, treceau pe fotbal, dar am luat la film. Ca o problemă, am pus filme și ca să vină lumea, am vorbit cu șeful meu și ce filme erau la mall, ar trebui la acolo și era simplu, fără da și poate. A cumpărat DVD-uri, într-adevăr, atâta am făcut, am cumpărat originale pentru sune, subtitrare, să fie în regulă, să nu avem surprize neplăcute. La un moment dat au venit de la ceva, un mail, pe mailul primăriei cu drepturi de autor și cu de-astea, atunci nu ne-am mai lăudat pe internet că punem filme. A zis, gata, noi nu mai punem filme, că a zis, ce știe, ce taxe, ce amezi, o fi de acolo și asta e. Când am plecat de la Comuș, am zis să mă întâlnesc cu Radu Parasilescu și tipul care a fost și atunci și primarul, au zis să vă transmit că noi încă toți suntem cu Poli. Da, bă, și eu la fel. Da. E foarte poetic să ții cu o fantomă. Și chiar mă gândeam, era remarcabil și deosebit, dacă îl spun în închiere, cred că făceam Iureș, oricum au fost Iureș, că au fost oameni, chiar și peste 100 de persoane seara acolo. Și la film am făcut și un drive movie, bineînțeles, au fost eșec, era extrem de cald, o stare de mașină, dar erau mașinile. Dar era fantastic dacă Poli era pe cai mari și aveam sculele. Sau era Poli acum și aveam sculele acum, asta e, așteptăm. Mai trebuiam corectoare. Da, la două mâini. Două corectoare, bun, și dincolo de poveștile astea așa puntate. Punerea lor, faptul că a fost Radu Parasilescu, am întrebat și mă rog, că nici te spuneți cum v-ați întrebat de inăpăturare. La voi, punerea lor, ieșirea în față, faptul efectiv în față. Deci, concret, Radu Parasilescu e una și cu poliții, nu mai acum. Deci, când am văzut pe internet povestea despre Cărnuș, că aia era de pași, cu bibliotecare, companie și filmulețul, în Cărnuș există două echipe de fotbal. Una a băieților din Liga 5-6 și una în promoție, în care sunt bătrânii. Cel mai vârstnic jucător titular are 62 de ani, cel mai tânăr 40. Și au zis, când au văzut bibliotecarul și au părit, gata, vedem o echipă. Hai, pe capul meu, mai asta. Păi asta e integrarea comunitară, bibliotecarul e așa, am făcut-o maxim. Mai asta am întrebat. Impresat nu e Gabriel Licean, că o să rămâi probleme. Nu ai trebuit fotbal la echipa a doua, cum zice, în promoție. Impactul a fost mare, ca să zic așa, pentru că a venit Radu Parasilescu și pe nimeni nu s-a așteptat să devin bibliotecarul fotbalist. Pentru că îmi place fotbal, îmi place Poli și cam atât. Chiar nici echipa națională nu mă interesează atât de mult. Dar lucrurile astea
că vorbim că am apărut pe internet la Radio Timișoara și așa mai departe, chiar lumea ascultă Radio Timișoara și o reclamă sau nu știu cum se numește și zice, a, auzi, bibliometul cu calculatoare. Cam asta e faptul. Și în încheiere, iarăși faptul cu a doua încheiere, toți colegitori la bibliomet și la videoproiector, am organizăm, chiar discut de după alegeri, începe să fim liniștiți, campionatul de șah. Aveam seara de șah, cu obicei bine, la 6-7 și stăm până la 10-11. Ei, după ce au venit calculatoare, câțiva timp s-au uitat pe internet la faimoasele meciuri de șah dintre Carpov și așa mai departe. Am pus iar videoproiector și am pornit o chestie frumoasă, ne-am făcut echipă de șac, bineînțeles că am fost și eu în echipa aia, și ne-am înscris oficial în campionatul statelor, după ce ne-am subținut la șac, cu taxe, nu știu câte, 20 de lei, probabil. Și făceam duminica pe state, la Parța, la Dubești, noi, da, și de antrenam, eu făceam strategie acolo, am renunțat la campionatul ăsta pentru că tot a fost foarte mult. Zic, la un moment dat am zis, gata, care a rămas, după aia pe pistol. E făcut de vedeam de zlăpeam. Casele de pariuri din Singapore. Am fost tot. Am fost la Andrei și am promis la lui și efectiv mă nenorocit, dar nu se poate. Așa a început criza acolo. Nu mai, eu mă retrag. Eu nu, eu gata, azi, eu iau că ești am plecat. Și îl întreabă, zic, dar de unde ești? Că zice din Arad. Că zice, ce faci dacă ați luat în spate, mă rog? Îi zice, băi, că vă dați în mare niște bani să fie bine și zice... Da, Adriana, cu ce echipă ai fost contactul și ce ai observat tu că s-a întâmplat cu așa echipă? Mai repede la comunitate. Nu, n-am fost cooptată nimic, așa ca și echipă mă refer. Dar, uite, foarte, foarte important, tot ce se întâmplă, de exemplu, au lecții deschise. Copiii vin cu profesorii și își fixează un site toți și, de exemplu, la geografie, la foarte interesant. Mi se pare foarte interesant pentru că ei spun că la ei este un număr mic. Eu am 10 calculatoare și totuși este o treabă pentru o clasă de 20 și un pic de copii. Ei au câteva la o școală mai mică. Da. Sau a fost anul Caragiale, s-au întâlnit acolo, am căutat materiale sau caută materiale despre Lugoș, despre caută fotografii, caută tot felul și de lucruri. Și acum, la modul cel mai, ca să zic așa, dar cum să spun exact, carte cel mai multă? Informație mai multă. Mai mult informație. Da, da. Adică tot pe linie. Da, da, informația, da. Da, asta iar e o chestie cum vorbim de la final cele două. Oricum, intrarea pe bibliotecă nu mai poate atrage doar prin carte azi. Da. Bun. Acum aș propune ca să ne exprim. Și au deschidere. Pentru că, în mod normal, reacția este o reacție de respingere. Da? De opoziție, de închidere. Da? Și aia, ceva cu butoane. Lasă mama, că minte. Eu știu că așa am făcut. În momentul când m-am trezit cu un calculator pe masă, primul calculator din viața mea, am făcut o criză de nervi. Eu voiam să fiu ultimul brontozaur din România care bate la mașină și nu merge. Sunt alții care bat la mașină în continuare și eu nu mai fac parte din echipa lor. Ori nici vorbă de rezistență. Și eu am fost curios și am fost deschis spre așa ceva. La copii e mai simplu, pentru că buretele lor e foarte proastă și dispus să preia informații pe mai multe. Curiozitatea e nu mai mare, candoarea e alta. Redele i-au cam opolit. Da? Și bibliotecarul e cel care leagă.
leagă vârste, leagă lume și este până la urmă și un pedagog, este până la urmă și un partener de dialog, și un psiholog. Psiholog și la propriu și la figurat, dar am văzut un exercițiu cu un la propriu. O întrebați pe Adriana în ce echipă joacă. Joacă mai multe echipe, dar nu spune. Joacă în echipă banată, care este o revistă, care apare de ani buni și la care ea face de toate, adică centrează și dă cu capul. Da, asta da. Centrează, dă cu capul și dă gol. Și execut și tot. Da, adică este factorul. Să știu de ani de zile. Sergiu vine din altă direcție. Sergiu este un călcător de tradiții. Da? Pentru că de obicei, statistic, sunt mult mai multe doamne decât domn care se ocupă de biblioteci și am întrebat pe cineva de ce, cum își explică. De ce sunt mai multe doamne bibliotecari decât domn? Și mi s-a spus, s-a răspuns foarte frumos, nu știu dacă și corect. Pentru că sunt mai mulți scriitori decât scriitoare și ar trebui să existe o contract. Ok. Iar Sergiu vine din răspărul tradiției. El e profesor la bază, nu are experiența ce o știi, 20 de ani, nu are un trecut în biblioteci, așa cum au alții sau altceva. Și poate că tocmai asta l-a făcut să scoată biblioteca din granița ei concretă, da? Să o scoată în stradă, să facă un colin și cu biblioteca, să pună muzică, să pună filme, să pună meciuri. Să adune altă lumea, pentru că lumii, dacă îi spui bibliotecă, e ca și cum îi spune ulei de lichid. Da? Adică ce e aia? Deci chiar trebuie, mor dacă nu e așa ceva. Pe când prin așa ceva, prin activitățile de tipul ăsta, chiar dacă pot părea frigolă la un moment dat, sau anapă, da? Se deschide apetitul. Și există ceea ce se cheamă de grapevine. Da? Din gură în gură, lumea prinde de veste și reticențe de altă dată devin abonați sau clienți pe acasă. Mai spuneți, nu mă lăsa spune să vorbesc, vă rog, nu să plec avea mine din astea și să ne vorbim de tot. Da. Da. Cum ați mai zis nou? Chiar de nou. Și bibliotecarii din Scala Severin a dorit să adreseze mulțumiri dacă tot am vorbit despre asta. Pentru acest dar pe care mi-l oferiți în dragă sărbătoare, de Fundației ILEC, cât și completorilor de povești, pe care îi așteptăm și în județul Scala Severin. Și discutam cu Cristina înainte să începem ce trebuie să facem ca să ajungem și la noi. Și spunea să încercăm să-l convingem pe Paul Baran, directorul programului. O să încercăm să facem acest lucru, pentru că această poveste trebuie să meargă mai departe, poveștile frumoase din biblioteci trebuie spuse și vreau să vă felicit pentru modul în care ați făcut acest lucru. Am descărcat aseară e-book-ul și am petrecut câteva ore bune citind, trebuie să recunosc, poveștile pe care le-a scris domnul Radu Paraschivescu. Am fost încântată, îmi recitesc pe toate, promit, și sunt convinsă că toți cei care vor citi această carte își vor schimba părerea despre ceea ce se întâmplă în bibliotecile din România. Încă o dată felicitări și felicitări tuturor bibliotecarilor care au înțeles ce să facă cu acest dar primit din partea Fundației Bill și Melinda Gates, pentru că de bibliotecar depinde reușita acestui program. Felicitări și succes! Mulțumim! Eu pe ale lor le-am citit, pe ale mele nu, pentru că nu mă iubesc atât de mult. Ale lor sună foarte bine pentru că ei au ceva ce n-a, adică au verba reporterului. Omului de percuție direct, de televiziune, de reportaj, de stradă. Și apropo de stradă și de ceea ce e în jurul bibliotecii, au existat și două tambonete în toate drumurile noastre. Cel puțin am avut parte de ele, în zone diferite. Una a fost, dar nu peste tot, doar în anumite locuri, a fost obstrucția bisericii. E lucrul dracului, calculatorul. Atenție! Să vă stați la coadă, la Sfântul Petru, nu o să vă întâmplă bine. Să fiți pasați pe capul de poziție permanență. Asta a fost o atitudine. Din fericire, am văzut-o doar în două. În celelalte locuri, biserica a fost foarte ok. Oamenii chiar contribuiau, participau, folosau mijlocii și calculatorul, nu aveau nicio problemă. Cealaltă, pe care am observat-o, sau pe care am auzit-o, mi-a fost povestită la până de Andrei Marcă,
atitudinea concurenței, ca să zic așa. Da? Adică vin băieții de la internet cafeuri, un aer semi-interlop. Ce faceți cu... Ne dați pe greacă, ne și noi, cum să ne apucăm de bogoși, cum adică? Vă dați pe mințile în cap. În momentul când ești femeie, 30 ceva, 40 de ani, și poposești un pândrălun drag și te ia așa, bine nu-i. Da? Ori, spre cinstea lor, oamenii și-au avut zice, în momentul necesar, să nu se ducă la primărie frecvent sau la poliție, pentru că s-o luau. Și nici să nu facă un concurs muscular cu oamenii aceștia. Spune, uite, vă arătăm că o să vină lumea mai multă la noi. Evident că vine lumea mai multă, pentru că e pe greacă. Dar în loc de o atitudine măcar de indiferență, dacă nu de empatie, de solidaritate, au existat și obstrucționiști. Din fericire sunt minoritari, dar există. Astea sunt pericolele unei idei bune. O idee bună se duce în 10 ramificații ok și are un moment dat și un ricoșeu anume. Dacă ricoșeul ăla e izolat bine, atunci nu se întâmplă nimic. La Comodoro a fost izolat bine. Bun. Că e bun. Acum chiar că poți să spui la final și bun și bine, ca să zic așa. Dialogul poate continua, chiar trebuie să continue mai încânt pe traverea cealaltă, unde la sub apă plată, ceai cu gheață să rețele în această ordine.